Astăzi vom curăța filtrele, în primul și în primul rând le vom opri, în al doilea rând vom scoate partea de jos cu filtru și cu filtrul de cărbune, odată. Vom lua și celălalt filtru, filtru de burete. Iar acum vor fi spălate. Ce punctul mi dai bun? Aici este cărbunele, săculețul cu cărbunele. Îl vom spăla. Dacă observați, apa este destul de verzuie. Are un miros specific de alge. Aici, în general, se adună foarte mult floră microbiană, plante, alge. În momentul când filtrul a fost de cărbune, cât de cât apa curge limpede, bine introdusă loc. Bine spălat și carcasa, deoarece se depun destul de multe alge verzi. Aici, în interior, mai avem filtru de burete cu anumită granulație. Aici, iară, observați, curg foarte mult, cad foarte multe bucățele de plante care au intrat în putrefacție și sunt absorbite de pompă. Acum, buretele la fel este imbibat cu tot felul de impurități. Apa încă curge verde și are un miros specific de alge și anumite impurități. Bun. Operația filtru mare este gata. Aici puteți observa în apă câte impurități și câte rămășițe și câte alge și putrezite se adună. Eu voi arăta cel mai bine în burete culoarea apei. Aceste clar adună destul de bine, filtrează destul de bine. Problema e că în momentul când nu se curăță aceste filtre, ele fiind îmbixite în primul și în primul rând îngreunează funcționarea pompei și în al doilea rând se fac colonii de bacterii și alte microorganisme care nu sunt deloc benefice acvarelor. Bun, în acest moment sunt curățate filtrele, vor veni introduse din nou în acvariu. Filtrele vin introduse înapoi. Putem să le punem chiar jos, cam la un centimetru de stratul de nisip. Acum introducem cel
celălalt filtru, îl stabilizăm. Perfect. În acest moment dăm drumul la filtru. Îl va porni imediat până se amorsează un pic pompa. Perfect. Am introdus un filtru, un filtru mai mic. Ați fost tipuit că oricum avem 3 filtre.